toată lumea, eu sunt Elen și bine v-am găsit. Ai bă, că mi-aș panic cum este. Este ok. Salve toată lumea, eu sunt Elen și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom mușca ea din nou plășam. Dar de ce fac acest video? Pentru că vreau să deschid acest legendar chest. Boom. Pentru că știți că în fiecare episod iau o legendar. Am uitat să fac episod când am luat Night Twitch. Păi, hai să începem. Și legendary chest. Bun, înainte de legendary chest, hai să vedem ce epică ne pică. Mirror, nice, nice. Cum vedeți, am scăzut. E ok. Da, hai să vedem. Legendară și ce legendar credeți? Și? Nu mai zic. Hai să jucăm. Inferno Dragon. Da, mă. Lasă-mă, fratele meu. Cine face așa ceva? Nu știu, poate să caut un deck cu lege, cu Inferno. Nu mă așteptam. La chiar Inferno Dragon. Bă, mă așteptam la un graveyard, la un pui mei, miner, ce pui mei, pas un pic, dar nu mă așteptam la Inferno Dragon. Inferno Dragon era... Ce ți-ar face cu 5%? Nu eram sigur că... Adică nu-mi place Inferno Dragon cu... sau Lava Hound. Nu sunt cărțile mele cele mai bune. Nu-mi plac. Nice. Am câștigat. Inferno, frate. Inferno. Ok, cred că o să... Uite, minero. De ce nu mi-a dat minero? Minero. Sau logo. Era bun și logo. Șai, Swissor, top. Nu, Lava Hound. Spark. Orice legendar, dar de ce? Inferno. Na, poate acum o să zicem, bă, Naci, dar de ce spui că Inferno e bun? Nu-mi place Inferno. O să închid puțin acum filmarea și o să intru pe... o să-mi fac un alt deck. Ok. Ok, fraților, cam asta este deck-ul. Avem Golemul, Inferno, Giant, Electro, Nightwing, Exit Collector, Arrows și Lightning. De să upgradăm lining-ul. Ok, hai să vedem cum e noul deck. Dar nu mă așteptam la Inferno Dragon. Piață. Copiii de asta trebuie să vă duceți la școală, că dacă nu o să primiți Inferno Dragon. La legendar chest. Pe quest. Nu mă pricep cu Inferno Dragon. Nu știu ce să-l folosesc.
If I need to do... Bă, cum a venit asta? Elec, punem elixirul. Lining-ul folosesc și arrows. Golemul. În caz de... Fac, 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 fac. Cum a venit asta? Nici n-ai văzut-o. Bă, cum tot inferno. Adică nu mi se pare legendare bună, Inferno Dragon. Se poate și mai bine. N-ai... Pe lista mea de legendare preferate, Electro... Nu Electro. Inferno Dragon și Lava Hound sunt pe ultimele locuri. Nu-mi plac cărțile astea, nu le înțeleg. Înțeleg de ce lumea le folosește. Înțeleg de ce l-a adăugat. Adică mie mi se pare că chestia asta e doar un baby dragon cu un inferno tower. Inferno tower, parec se chema. În gură. Atât. Nu mi se pare altceva. Dacă voi ziceți că vi se pare o legendară foarte bună, adică pui mei. Cine sunt eu să vă contrazic? No, adevărat. No, dacă ziceți voi că așa e, așa e. Nu mai vorbim. Noi, e Gigi. Degeaba aruncat. Gigi. Destul de ok, hai să deschidem scran chest-ul, scheleți, barbar, fireball, mortar. Ești dezamăgit. Ești dezamăgit în inima mea. Că am câștigat legendare numai bune, adică Electro, Nightwitch. Graveyard. Bine că nu știu eu Graveyard. Dar nu contează. Chiar aș fi vrut ca ultimele legendare, ca ultimele cărți care trebuie să le găsesc să fie Inferno și Lava. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Legendarea mea preferată e Royal Ghost, dar mi-a dat seama că nu o să am șanse. Numai dacă o să... Cum se cheamă? O să câștig la o legendă acest pe shop. Bă, dar orice legendă dacă mi-e cheamă față de Lava Hound sau Inferno Dragon, bă, orice, frate, orice acceptam. Și mă enervează chestia asta. Că se putea mai bine. Exact. Gata, am Inferno Dragon. Și mai bun decât a mea. Nu-mi place. Nu se... Eu nu pot să-l numesc legendar. Da. Îl folosesc ca să-l am. Ca să zic că îl am. Ce stai acolo. Uf.
Dacă ajunge Giant Skeleton până acolo, eu sunt fericit. Eu sunt fericit. Așa asta Nightwish. Oh, wow! Ce surpriză neplăcută! Fuck! Vează! Care și el Nightwish? De ce ești tu Nightwish? De ce m-ai copiat? Why do you copy me? Bă, nu știu ce să fac. Stau la inimă pe turul ăla, dar mi-e frică că nu e destul, deci... O să-l fucking las. No, tu stai acolo și te faci. N-o să uite cineva, e de... No, hai să vedem ce s-a întâmplat. Eu n-am sigur. Toate trei legendarele. Toate le dau. Hai, Electro, hai, Electro, hai, că ești singura mea șansă. Hai, că ești singura mea șansă. Nu, acum e Inferno. Bă, eram sigur. Nice. Scuze-mă, pero, baby, scuze-mă. Bă, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Bă, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Cut, un hit. Arrows? Hi, Arrows. În ultima secundă, boys. GG. În ultima secundă. În ultimele 3 secunde. Să intru și pe contul mic? Hai să intru și pe contul mic. Ok, deci ăsta este contul mic, că sunt arena 3. Hai să vedem ce epică. Bă, fain. Lying. Destul de fain. Aici nu prea am destul, adică n-am goblin barrel, n-am multe. N-am destul de multe. Adică... Ce nu mai am? Atât. Da. Hai să ne uităm și aici. Cred că ăsta balon. Și după dau rage. Dar eu v-am zis că dau rage. Voi nu m-ați crezut. Bă, cum a fost asta, frate? Bă, tot timpul. Bă, că mi-e și unea viață, bă. GG! Fucking God. GG. Zic eu, bă, pe care mi-a și-o ia viață, frate. Bă, lăsați-mă, frate. Gata, GG. This is what I ate, my friend. What I ate? What the heck? Yeah, I took goblin barrel. Ești mecher, frate. Mă proștea goblin barrel. De ce zic că și eu folosesc goblin barrel? Pe cont mare. Folosesc. Băgăm hog-ul în 3, 2, 1, gata. No, thank you very much. O să-mi bag. Vezi, cu două level-uri mai mari decât ăsta. Level-ul e important la Glash. Chiar dacă vă gândiți că nu e important, e important. Pentru că... nu, heal-ul. Ca să zică română, viața HP-ul turnurilor tale este foarte important. Dacă cât ai level mai mare, ține mai mult. E logic.
Nossa, um papichaca. Hai fratto te. Tu te non mai sta, non mai sta, non mai sta. Eu ce prostă. Bă, ce nu b-o fost la faza aia. Bă, ce nu b-o fost. Bă, ce nu b-o fost la faza aia. Bun, ok, ce vreau să vă arăt eu acum este o replay la un joc de-a meu 2v2 care l-am dat share la canalul meu ca să o văd mai multe. Hai să dau la 2, la ori 4. La hai la ori 2. Ok, vezi, nimic nu se întâmplă. Eu văd că aici o să-mi aleg Hog Rider-ul. Că zic că îmi aleg Hog Rider. El, partenerul meu, și-a zis arș. Eu mă duc cu Hog Rider-ul singur ca așa. Cum o pint asta? Așa, zic, asta nu. Bun, avea și el arșul, oponentul. Văd și... Nu, dar partea cea mai faină nu e aici. E pe la final. E pe la final, pe la când o să pune 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Atunci e partea cea mai faină. Vedeți, nimic important, nimic. Nimic ce s-ar putea întâmpla. 3 secunde mai puțin. Bun. Acum. Vreau să vă spun. Vedeți arcerea? Stați să vă arăt ceva. Inferno Dragon a murit. Arcerul. Turnul Dragon Archer. Bun. 4. Și înainte să moară arcul ăsta, a dat o săgeată. Vedeți? Vedeți săgeata aia? Nu știu dacă o vedeți. Arcerul din stânga a dat o săgeată pe lângă goblinii aia. Păi săgeata aia m-a salvat. Și stați să vă arăt ceva care s-a întâmplat pe YouTube, care Clash Royale a făcut o animație, ceva gen cu o chestie. Fiți atenți la asta. Ultima secundă. Și în acea... Vedeți? Arcerul a tras o săgeată. Bine, eu nu avem hogul sau ceva gen... Ok, dar vreau să fac asta, că și că și în chestia asta, și în chestia asta s-a întâmplat la fel ca acel ultima săgeată. Și a fost extraordinar. Uitați. Bă. Vă dați seama că te... Eu am desuimit. Bun. Cât am filmat 19 minute, cam destul pentru un... Stați-mă mult pe contul meu. Ok, de ce am făcut astăzi? Am deschis un link de acces la care ne-a picat Inferno Dragon, care nu sunt atât de bucuros. V-am arătat share-ul. Am... făcut rost de lining pe contul mai mic, tot golden chest-uri, băi, destul ok, destul de ok. Așa, un error de la shop. Păi, fraților, cam atât a fost și că acest episod. Eu am fost Elena și ne vedem data viitoare. Pa, pa! I just wanna rollie, rollie, rollie with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just
Bitches want some ice on my wrist, so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance.